Eu am văzut azi la știri că se îngheață anul. Da? Da. La TV au zis că e oficial dat de minister. Nu știu, doamne, ajută-vă, minus cum mă afectează. De ce, mă, doamne, ajută? Da, nu mai e toate coaste, nu ți se pare. Nu mai e coaste, de noapte, ce mai cu ceva? Deci mie nu mai e să crede așa ceva, bă, crede idiot să fie, adică... Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să facem o nouă farsă. Nu știu ce a făcut carantina asta cu mine, dar cred că am cam ar de glume. Cum s-ar zice, sunt pusă pe șotii! Pe scurt, m-am gândit să-mi sun colegii și să le spun că anul ăsta se îngheață și că noi o să trebuiască să repetăm anul. Așa că sunt curioasă să văd ce reacție vor avea ei când vor afla că noi vom repeta clasa 11. Prima dată vreau să-l sunăm pe Cătălin și pe el am să-l sun direct pe FaceTime, pentru că și el de obicei mă sună pe FaceTime, așa că sunt sigură că o să răspundă din prima. Ce faci, Cătăluț? Eu sunt extra șocată. Tu te-ai uitat azi la știri? Nu. Tu ai văzut că ăștia au zis că noi o să repetăm anul? Nu cred. Au zis că se îngheață anul ăsta și că efectiv o să repetăm anul. Nici eu îmi bag picioarele, deci eu nu. Deci eu mă las de școală și mă duc la mine să mor eu. Dar băi, frate, eu nu repet, eu nu mai suport. Singurile persoane pe care le suport sunt tu și Bianca. Poate și ai Linda, ce... Am rămas șocată când am auzit asta la radio și la ăsta, doamne, la televizor, la știri. Și după, imediat, la o oră diferență, au scris pe grupul de jazz că repetăm clasa 11-a. Stai că am început să tremur de nervi, stai, pune mâna pe inimă să vezi că bate de nervi, să mor eu. Mamă, chiar bate, frate, chiar bate. Mamă, știi ce m-ai lovit cu asta? Dar e oficial, e... Oficial. Poftim? Eu sunt șocată, tu înțelegi? Eu am rămas... Nu e adevărat! Cum să-mi bag eu picioarele școală? Eu! Chiar nu știu dacă se vede, dar mi s-au înrășit urechile. Și sper că nu te deranjează că... că a fost o farsă. Zâmbește la camera! Da. Bă-ți prieten vlogger, au zis ei. Că e tare, n-au mai zis. Bă, e Cătălin, ca ce pot să zic? Aura, bă, și eu mă arăt așa, zici că eu sunt mort, stai să mă ridic. Aaa, să știi că... Vrei să reluăm, refacem? Nu, glumea, frate, nu o refăceau. Bine, băi, Cătăluț. Succes la Frank. Mersi, pa. Pa! Haideți să vedem cum o să reacționeze și Ingrid, o altă colegă de clasă. Ne-a zis normal, hai să o sunăm pe Ingriduș. Ce faci, Ingriduș? Te pup! Mi-era dor de tine! La mulți ani! 18 ani fericiți! Mulțumesc mult! Cum ți-ai petrecut în carantină? Super, super! Ceva de vis! Fii atentă, fata, am o veste. Zi. Și știu că tu ai mai multe detalii și știi cum stă treaba, dar eu azi, la știri, am înțeles că se îngheață anul și că reluăm tot anul școlar. Ce? Vorbesc foarte serios. Deci, tocmai aseară vorbeam cu Egizia care se uita la televizor și a spus că o să se facă totul online și că nici nu se pune problema de înghețatul anului școlar. Eu azi eram în cameră și ei m-au strigat, vino că e o veste legată de școală. Mamă, s-a terminat. Deci știi ce făceam acum 30 de secunde? Stai că uite, ți arăt să vezi. Eram pe site-urile facultăților să mă gândesc la ce facultate dau. Mamă! Acum mă spun și îmi spui care pe anul. Deci
deci clasa 11 o repetăm. Deci nu s-a stabilit chestia asta? E oficial, așa ziceau la TV. Închide gura că intră musca. Deci o să termin liceul la 25 ani. Bă, da, tocmai să răspundeau că o să ieșim capul din carantină pe 15 mai. Și că nici măcar nu se pune problema de... A, super, deci eu îmi fac majoratul în carantină? Da. Mamă! A. Las că mergem și pentru că ieșim din carantină. Da. Deci nu vine să cred așa ceva. Deci mie nu vine să cred așa ceva, bă, da, cred de idiot să fie, adică... Îți faci joc de noi, bine, hai, noi cam scăpați și am făcut nimic. Dar sunt alți elevi care stau și fac ore pe bune pentru un caritate și stau și fac școală online și teme și chestii. Bine că nu... Deci, băi, nu mai știu cu cine vorbea. Mi se pare că cu mama, dacă nu mă știu. Și zisese mama că și că, a, tu nu faci astea ore, astea online, nu-ți faci teme, n-ai teme de scris. Și zic, a, nu ne scris, o poate să-i gheața anul și parcă te pomenești că le-am scris degeaba. Și uite veste! Du-te și zi că sunt gheața anul! Deci nu vine să cred! La TV au zis că e oficial dat de minister. Că ministerul a hotărât toată chestia asta și... Ia, stai secundă! Stai puțin, că e mama bucătărie, stai să întreb. Am auzit-o pe zi. Mami, auzi, te-ai mai uitat la televizor în ultima perioadă? Pentru că acum, în momentul ăsta, vorbesc cu Bibi și... Să rămână! Ți-a spus ea bună. Mi-a zis că a dat la televizor că, că e oficial de la minister că se îngheață anul. Astăzi și că ar fi dat. Am vorbit cu Nicu, care este inspector în învățământ. Și a zis că la 1 mai s-ar începe anul școlar. Școala a zis că este scos din calcul a se îngheța anul școlar. Este exclusă varianta asta. O să se prelungească, o să începe la 15 mai. Se vor da admiterea, dacă te dau ăștia admiterea, vă să luați vacanța de săptămână ca să dea aia facul și intră direct în fine, clasa 12, nu o să aveți vacanța de vară. Și ți-a zis Nicu? Mi-a zis Nicu și am citit și pe internet. Nu se îngheață anul școlar, pentru că nu au cum să încheie anul școlar. Sunt școli foarte multe particulare, că nu le convine să fie pe bani. A zis un ministru învățământului că dacă stai să analizezi situația anului școlar, practic voi ați parcurs jumătate din anul școlar. Nu se îngheață niciuna, nu te fericită. Ai auzit tot ce a zis? Ei, mulțumesc frumos, să pup! Păi da, dar vine da, și cu tine. Te pupă. Da. Nicu e ăsta de care ați zis ea, e un păr de-al nostru care e inspector ceva, general, nu știu, o chestie de genul. Și a zis că, ci, că nici nu se ia în calcul să se pună chestia asta. Da, dar știi ce n-ai luat tu în calcul? Că eu ți-am făcut o farsă. Mamă, s-a terminat! Și eu, uite-o pe mine, vorbeam cu mama, era tu fac cum era la vlog! Leșin! Leșin! Băi, dar eu chiar mă speriasem aici pentru că tocmai ieri vorbise cu Ezizia și am venit și îmi spui mie că... Da, eu mă și miram, zic, mă, dar ce lumină bună are Bibi! Mă uitat, aranjat, așa... Sincer, băi, sincer, mă și gândeam la început când te-am văzut pe tine că erai așa la urs, că nu știu ce. Și după zic, bă, dar stai că parcă e cam serioasă, parcă e pe bune. Doamne, ei, ești tare rău de tot. Te pup, Ingrid, și mersi mult! Hai, pentru ce? Doamne, ai fost numărul 1. Pup, tare! Pa! Sunt super curioasă să văd ce reacție o să aibă Răzvan. Răzvan nu mi-e coleg la liceu, pentru că el este la Dinu Lipati, eu la George Enescu, dar îmi este coleg în serialul Profu. Și el este clasa 11, așa că haideți să vedem ce părere are despre această veste bombă. N-a răspuns Răzvan, hai să-l sunăm. Nu răspunde. Ah, mă sună. Bună! Ce pasă, Răzvan? Scuze că nu ți-am răspuns, dar tocmai ieșisem de la baie, de la duș și a trebuit să-mi pun și eu ceva de mine. Stai liniștit, nu-i nicio problemă. Fii atent că eu sunt super panicată și știu că tu ești foarte cu școala, așa, așa, așa. Așa. Eu am văzut azi la știri că se îngheață anul. Da? Da. Nu știu, doamne, n-am nicio idee, habar n-am. Gen, e oficial, adică așa au spus. Da? Și se îngheață și la aia 12 și de...
Toți din România, toți de... What the fuck? Bine, mie nu-și pare chiar atât de rău, dar... De ce? Ce părere ai de asta? Păi faza e că o să am mai mult timp să mă pregătesc pentru facultate, pentru chestiile astea. Da, da, asta așa e, da. Da, adică eu nu știu ce să mai zic. Ai tăi ce părere de chestia asta? Hm? Da, da, da. Ai mei? Da. Nici nu știu dacă știu, ia. Auzi, mami? Eu zici că se îngheață anul acum. Nu, eu v-am zis de la început conțeleg. M-a sunat Bibi, acum mi-a zis că ceva se îngheață anul, e oficial. Dar tu știai? Eu v-am zis de la început că nu mai faci nimic. Anul ăsta este mort. Da. Anul ăsta e mort. Eu, s-a dat la știi. Eu habar n-am. Eu știam înainte să te alăști. Știa! Hai, tatăl tău știa dinainte să se dea la știri? Da, ia uite, aprobă! Da, să nască Răzvan, să se îngheața aprobă! Da! Știi ce cred eu că nu mai știi tu? Iasă! Nu știi că eu acum ți-am făcut o farsă? Tu, deci, deci când ai zis asta eram 100% sigur! Da, oricum! Făcu mâna la vlog! Salutare domnilor! Mamă, deci când mi-ai zis asta cu știi ce nu ți-am zis eu? Eram, bă, stai un pic, e ceva sketch aici. Ești de acord să apare în vlogul meu, da? Mamă, dar auzi, ți-am zis eu, și dacă s-ar îngheța? Da, doamne ferește, apar foarte bine. Deci auzi, și dacă s-ar îngheța? Mă c***e. Bine, măi, Răzvan. Ne așteptăm aici cu sufletul la... La gură amândoi să înceapă sezonul 2 din proful. Mamă, da, exact. Să vedeți aici sezon. E bombă rău. Mamă, ce prank aici, nebun. Bine. Bine, Răzvan, te pup și mersi că ai luat parte la chestia asta. Bine, măi, n-ai pentru ce. Pa. Mâna. Pa. Chiar acum i-am scris lui Adnan, care nu este coleg cu mine la același liceu, însă și el este tot clasa 11, așa că vreau să văd ce părere va avea despre această veste. Bună, Adnan, ce faci? Bine, tu? Te-am sunat că știu că și mama ta e destul de implicată cu faza asta. Eu azi am auzit la televizor, la știri, că se îngheață anul. Se îngheață adevărat? Da, oficial, de la minister. Mama ta știe ceva? Nu știu, vrei să mă întreb dacă are vreo zile? Da. Mama, ai vreo idee de ce se îngheață anul sau nu? Deja trece din anii în parcurs. Așa auzit, dar nu am declarat nici oficial. Că m-a întrebat Bibi și mi-a zis că întreb și eu te-am întrebat. Să rămână. Bună! Nu știi că stai nimic, papuna. Au zis că săptămâna. Am înțeles că eu azi la știri am auzit chestia asta. Se îngheață anul și îl repetăm. Da? Da. Nu auzi nimic. O să urmăresc să văd. Tu ce părere ai, Adnan, de chestia asta? Nu știu, doamne, ajută, pe mine oricum mă afectează. De ce, mă, doamne, ajută? De ce să mai faci una de țapa? Că am numai rote poaste, nu ți se poate. Nu știu, doamne, ce mai cu ceva de acum? Da, doamne, știu. Dacă ar fi să se repete, nu mă deranjează, ți-am zis, am numai rote proaste, ce? Mamă, tu îți dai seama, busul o să termine clasa la 25 de școală, clasă. Da. Și știi ce mai e tare? Că eu acum ție ți-am făcut o farsă. Mamă, da, exact la asta mă gândeam acum. Adică, de ce să mă sune, să-mi zic? Bă, și eu chiar speram, gen, am numai note proaste, rău de tot. Ești de acord să apari în vlogul meu, da? Sunt foarte de acord, da, vă pup, mamă. Bine, Adnan, îți mulțumesc frumos și mă învață să iei note bune, că nu se repetă anul. Da, bine, mersi. Bine, pa. Haideți să o sunăm pe Bianca. Bianca, i-am făcut destul de multe prank-uri și sper din suflet să aibă o reacție așa cum îmi imaginez eu că a reacționat Bianca atunci când ar auzi că repetăm anul. Ce faci? Îmi fac unghiile. Ia uite-le. Bianca, noi o să repetăm anul. De unde știi? Azi, la știri, se îngheață anul și îl repetăm. A trebuit? Asta mai trebuia. Dar nu cred, mă, că îl repetăm. Că facem oră online, pentru ce? Adică eu stau degeaba?
atâtea ore. Deci tu ești mulțumită cu chestia asta că repetăm? Nu pasă, oricum n-am făcut nimic asta. Și poate, poate o dată și o dată tu o să te prinzi că asta a fost o farsă. Păi da, știam. Da, da, știai. Aoleu, cu farsa asta. Nu, eu sunt foarte... Nu, dar acum pe bune, chiar așa a anunțat? Poftim? Chiar așa s-a anunțat? Da, Bianca. Nu s-a anunțat, o să nu mai faci nici pe mine. Nu. Eu am văzut că prin pe iunie, ci că mergem la școală. Nu, eu plec în vacanță, nu-i interesează. Nu, Bia, a fost o farsă. Nu a anunțat nimeni asta. Încă? Încă! Gașca, acesta a fost vlogul, sper din suflet că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, pentru că la 10.000 de like-uri o să facem o nouă farsă. Așa că dacă vreți să vedeți o nouă farsă pe canalul meu de YouTube, apăsați butonul de like, lăsați un comentariu cu ce farsă ați vrea voi să mai fac și cui să-i o fac. Nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Eu v-am pupat tare, 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 tare și ne vedem data viitoare. Pa!